Textul este precum o țesătură în care interdependența dintre elementele componente creează sensuri și semnificații pe care cititorul este provocat să le descopere. Fie că este vorba de un text literar sau non-literar, textul este un loc în care cititorul se așează cu răbdare și curiozitate. Cred că este potrivit să numim textul un laborator de cunoaștere în care cititorul trăiește experiențe de lectură pe care le asociază cu alte texte citite sau cu propria experiență de viață. Urmărește acest videoclip pentru a afla cum două texte, unul non-literar și altul literar, pot deveni adevărate laboratoare de cunoaștere și în care pot fi identificate elemente comune de conținut. În continuare, voi citi pe rând textul non-literar Povestea celor 1000 de cocori și textul literar Au sosit cocorii de Cezar Petrescu, cu intenția de a observa principalele elemente de conținut și semnificații asociate acestora. Povestea celor 1000 de cocori, text adaptat după un articol de pe site-ul istoriepescurt.ro. Sadako Sasaki, o fetiță din Japonia, avea 2 ani când bomba atomică a căzut la Hiroshima la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în anul 1945. În anul 1955, când era în clasa a 7-a, s-a îmbolnăvit de leucemie, care era numită boala bombei atomice. Cea mai bună prietenă a ei a vizitat-o la spital și i-a spus lui Sadako despre legenda celor 1000 de cocori. Conform acestei legende, dacă o persoană face 1000 de cocori din hârtie, îi se va îndeplini o dorință. Sadako s-a hotărât să facă ritualul pentru a se însănătoși. În data de 25 octombrie 1955, a ajuns la cocorul numărul 644. Seara a adormit și nu s-a mai trezit niciodată. Pentru a-i duce dorința la bun sfârșit, 39 dintre colegii ei de clasă au făcut restul de cocori și au înființat un club de împăturit cocori. Pe data de 5 mai 1958, cu banii strânși din donații, s-a ridicat Monumentul Copiilor în Parcul Păcii din Hiroshima. Pe un mic clopot este inscripționat 1000 de cocori și pace pe pământ și în ceruri. Copii din toată lumea trimit și astăzi cocori din hârtie pentru a fi puși la statuia lui Sadako Sasaki. Povestea celor 1000 de cocori este un text non-literar, fiind un articol în care se face referire la o legendă din cultura japoneză, conform căreia cocorul este o pasăre sfântă, iar construirea a 1000 de cocori din hârtie semnifică speranța. Prin asociere cu un eveniment real, boala și moartea fetiței Sadako Sasaki din cauza exploziei bombei nucleare la Hiroshima, cei 1000 de cocori primesc o nouă semnificație, aceea de pace universală, pe pământ și în spațiul cosmic. Au sosit cocorii de Cezar Petrescu. Într-o seară de primăvară s-a auzit în înălțimile albastre tânguirea ostenită a cocorilor. Soseau din depărtările cu lumină în această adevărată țară a lor. Aici își clocesc ouăle și își cresc puii. Stolul se rotea deasupra locurilor vechi și cunoscute. Iarba prinsese colț fraged și nou. Livezile se împodobeau cu flori albe. După un timp, cel mai bătrân dintre cocori a grăit către cei mai tineri. Pe oamenii aceștia îi cunosc. Mâine vor scoate plugurile, pe urmă vor arunca sămânță în brazdă. Iarăși vor fi holde de grâu, iar vor durui morile.
să ne alegem un loc aici? Într-un târziu, stolul s-a lăsat la pământ. Cocorii își strângeau aripile cu foșnet de mătase veche. Au sosit cocorii de Cezar Petrescu este un text literar. În cultura română, reîntoarcerea stolului de cocori este asociată cu migrația păsărilor călătoare, cocorii fiind considerați vestitorii primăverii. Venirea cocorilor marchează începutul muncilor agricole. În credințele populare, cocorii sunt considerați păsări divine, care sfințesc locul acolo unde coboară. Să analizăm acum cu atenție cele două texte pentru a observa elemente comune și diferite. Pentru a simplifica referirea la cele două texte, voi folosi text A pentru textul non-literar Povestea celor 1000 de cocori și text B pentru textul literar Au sosit cocorii. În titlurile celor două texte apare cuvântul cocori. În ambele texte este vorba despre un grup de cocori. 1000 de cocori în textul A, respectiv stolul de cocori în textul B. În timp ce în textul A este vorba despre cocori de hârtie specifici culturii japoneze, în textul B se face referire la cocori ca păsări vii, migratoare, care revin în țara noastră, deoarece aici clocesc și își cresc puii. Deoarece textul A este non-literar, acesta face referire la persoane reale, precum Sadako Sasaki, cea mai bună prietenă a ei, 39 dintre colegii de clasă, copii din toată lumea. Fetița Sadako Sasaki și cocorul au devenit statuie, elemente componente ale monumentului copiilor din Parcul Păcii din Hiroshima. În textul B, care este un text literar, apar personaje care sunt imaginare, dar inspirate din lumea reală. Din stolul de cocori iese în evidență cocorul cel mai bătrân, care recunoaște locurile și pe oamenii care lucrează pământul, alegând locul în care să se așeze întregul stol. Întâmplările relatate în cele două texte sunt plasate într-un cadru spațio-temporal. În textul A, întâmplările au legătură cu explozia bombei atomice la Hiroshima, în Japonia, în anul 1945. Fetița Sadako Sasaki se îmbolnăvește de leucemie, numită și boala bombei atomice, în anul 1955. Iar la 25 octombrie în același an, fetița moare, reușind să construiască doar 644 dintre cei 1000 de cocori plănuiți. Ritualul este completat de colegii fetiței, iar la data de 5 mai 1958, statuia lui Sadako și a cocorului din Parcul Păcii din Hiroshima a fost finalizată. Copiii din întreaga lume mai trimit și astăzi cocori de hârtie la statuia fetiței și a cocorului. În textul B, acțiunea este plasată într-o seară de primăvară, când stolul de cocor se întoarce din țările calde, numite depărtările cu lumină, în țara noastră, această adevărată țară a lor. Stolul se rotește deasupra locurilor vechi și cunoscute, iar la îndemnul cocorului celui mai bătrân, stolul se lasă la pământ. Așadar, cele două texte au ca element comun semnificațiile acordate cocorilor în cultura japoneză și în cea română. Deși în ambele culturi cocorii sunt considerați păsări sfinte de către oameni, ei primesc semnificații diferite. În cultura japoneză, cocorii semnifică speranța și pacea. Inscripția de pe clopotul din monumentul cu statuia fetiței și a cocorului exprimă asocierea dintre cocori și dorința de pace. În cultura română, cocorii sunt asociați cu bucuria primăverii și continuitatea vieții în ritmurile naturale, cu hărnicia oamenilor și simbioza oameni-natură-păsări. Grupul de cocori
poate semnifica ideea de cooperare, de viață împreună, de solidaritate ca modalitate de evoluție a vieții. Am ajuns la finalul acestui exercițiu de lectură în care am comparat două texte, unul non-literar și altul literar. Sensul comun și în general cunoscut al cocorilor ca păsări migratoare s-a îmbogățit cu noi semnificații prin conexiunile dintre culturi diferite ca într-un adevărat laborator de cunoaștere.